așa ne-am împrietenit de fapt cel mai mult. Și-a vândut apartamentul din Iași și și-a făcut casă în Bârnova. Eu aici, la capitolul ăsta, chiar am avut de multe ori de râs, pentru că dușmani de ăștia de-ai mei, care mă mai mușcă în ascuns sau n-au treabă, și-au făcut părinte, au stras 70 de căsare. Și eu le spun tot timpul că ți le găsești toate să le iei. Să nu rămână niciuna să nu mi lași, toate să le iei ții. Dar intenția mea a fost dintotdeauna să scot oamenii de la oraș și să-i duc la țară. Adică să înțeleagă ce înseamnă natura, satul, o iarbă, o floare, un pahar de apă din fântână, o bruiană de la tine din grădină. Și am reușit, cred că vreo 300 de familii tot le-am mutat din oraș la țară ca să nu piardă vremea în târg. Dacă nu ai un serviciu bun, dacă nu ai un salariu bun, ce să faci între betoanele târgului? Să stai din șomaj, să plătești odată chiria, odată gunoi, odată apa, odată ce să plătești acolo și ce să faci? Să cari cu sacoșa de la țară, câte o sacoșă de cartofi, dar ești domn în oraș. Iar așa, ca om, mi-a fost loial în sensul că permanent am avut bază, ăștia așa îi spuneau, el era un om mai masiv, așa mai plinuț, și îi spuneau bodyguard-ul. Dar pot să spun că era și bodyguard, în sensul că dacă îl vedea cineva, nu-și permitea, de exemplu, să facă gălăgie. Chelmata spunea, băi, păstrați liniștea acolo. Până acolo venea tot felul de oameni, venea un autocar, venea două, venea trei, venea patru. Trebuia să fie și o prezență de spirit în sensul de ordine. Dar în rest nu, un om obișnuit, un om cum se cade, slavă lui Dumnezeu. Eu pot să zic că pot să-i mulțumesc pentru cât m-a ajutat. Cum a fost călătoria la Ierusalim? Pentru că tocmai v-ați întors. Să vă explic un lucru. Eu de obicei, noi în lumea monahală, să spunem conform cum ar fi cu legea. Noi nu avem treabă cu legea. Călugurul e călugur, are ascultarea și regula episcopului și a mănăstirii. Dar avem dreptul la 15-20 de zile libere. Mie liberii nu-mi trebuie, că nu am ce să fac cu ele. Adică nu pot să spun că, domnule, am 10 zile mă culc și dorm, că pot să dorm și noaptea. Dar îmi place primăvara și toamna să mă plimb așa puțin pentru delectarea minții. Și atunci mai este câte o persoană din asta care face câte un grup select, folosesc grup select, pentru că de obicei la Ierusalim merg tot felul de oameni, și mai puțin cunoscători ai Scripturii și mai mărunți cunoscători ai Scripturii. Dar la noi, de exemplu, facem un grup de 20, 30, 40 de persoane. Depinde cât e biletia de la agenția de bilete, de unde ia. Și mergem cu o singură condiție. Doar să putem sta la slujbă la Sfântul Mormânt, la grădina Maicii Domnului, la Ghețimani, să putem merge la Sfântul Ioan, la Hozeva, să putem merge la în peștera nașterii, unde și acolo am prins și liturghii și slujbă de seară. Să vedem toate locurile astea evanghelice, pentru că datorită împărătesei Elena și împăratului Constantin, pe care noi îi sărbătorim acuși pe 21, noi avem toate aceste mărturii ortodoxe la locurile sfinte. Dacă împărăteasa Elena n-ar fi zidit aceste mari biserici peste aceste locuri unde a fost minunile lui Iisus, noi azi n-am fi avut ce vizita în Ierusalim. Cana Galilei, înmulțirea pâinilor, muntele fericirilor, punerea lui Petru în apostolie, pescuirea minunată, taborul, Cana Galilei, grădina Ghețimanii, bine, în grădina Ghețimanii, biserica este acum refăcută și rezidită și reașezată de Berluzzi, un mare om de cultură, arhitect italian, care a făcut foarte multe lucruri minunate prin Țara Sfântă, un om care s-a dedicat Țării Sfinte. După aceea, la tabor, la schimbarea la față, la înălțare, la Eleon, peste tot, adică la Stejarul Mamurii, la Fântâna Samarinencii, chiar am prins Duminica Samarinencii în Ierusalim, un lucru foarte minunat. Și e o relaxare, să stă la câte un hotel din ăsta particular, cu cazare acolo, la cum se dă la toată lumea. Este un autocar, este un ghid care te ghidează. Noi avem o doamnă excepțională care întotdeauna când o rugăm ne servește de acolo din Israel. A terminat Institutul Biblic în Israel, a făcut facultatea de teologie acolo la Institutul Biblic, chiar în Ierusalim, și este foarte bine pregătită. Și ne simțim excelent la pogorârea Duhului Sfânt, la Sion, la Cina de Taină, la Petru Galicant, unde a cântat cocoșul, când s-a lepădat Petru.
Pe urmă sunt Sfinții Onufrie, Fiimni, Teodosie, Sfântul Sava, Hariton. Este ce vedea și timp de 7 zile e o încărcătură bine și obositoare. Trebuie să ai grijă cu fiecare om, să nu rămână în urmă, să nu se piardă de grup, pentru că acolo e o foială generală. De exemplu, la Sfântul Mormânt, cred că în ziua când am stat la închinat, au venit 100 de grupuri, din care cel puțin 50 erau românești. Deci, acolo Ierusalimul e o permanentă, Ierusalimul este o permanentă, să spunem, du-te vino, și aș folosi expresia, nu neapărat că toți care merg la Ierusalim devin sfinți. Nu e asta. Am fost și eu, cred că, de vreo 10, 12, 13 ori, nici nu știu de câte ori am fost. Dar nu asta e esența. Când ajungi în Ierusalim, deodată parcă te eliberezi, ca să spunem, de omul ăla al tău și te conectezi la ce e acolo. Când te-ai suit în avion și vii înapoi acasă din aeroport, îți dai seama că ești tu, dar știi că ai fost acolo. Uh-huh. Adică e ceva care, e ceva care te face să te simți minunat. Noi am avut fericire, nici n-am știut, așa a fost o întâmplare, că azi vezi, Doamne, Dumnezeu le așează. Au zis ai noștri, în seara asta mergem la Sfântul Mormânt. Și am zis, bă, o fi slujbă, nu o fi slujbă? Da, ajungem până în incinta Sfântului Mormânt, ne rugăm, ne închinăm, zicem un acatist și ne întoarcem înapoi. Și era o vizită a mănăstirii Buna Vestire din Ormilia, Grecia. O stareță din asta sobră, așa, o femeie prezentabilă, cu un chip așa frumos, exact parcă era bizantin, serioasă, așa, vrednică, niște maici liniștite. Au cântat o liturghie atât de frumoasă, toată am înregistrat-o, o am pe secvenții puse în pagină, că am zis să o asculte și aia de acasă, că era rar o prins. De o frumusețe inestimabilă și singurul grup care eram la Ierusalim eram noi ăștia 30 ceva, 40, care eram a noștri întâmplători, că ne-am dus atunci, că slujba era în următoarea seară. Dar probabil au făcut pentru că venise măicuțele alea și nu îi permitea program și atunci le-a făcut o slujbă, a slujit și episcopul starțul Sfântul Mormânt, un bărbat așa blând, cu minte, liniștit, episcop, un om fin, un om așezat. Să vedea așa, a fost o stare superbă. Mm-hmm. Da. Asta e Ierusalimul. Bine, este oboseala pe care pot să o acumulez din două motive. Schimbarea bruscă într-o căldură de 35-36 de grade, care nu e ca la noi. La noi încă, nu știu, iarna probabil face contestații și nu vrea să plece. Nu o lasă pe primăvară să-și întindă treburile în ordine. Și acolo o căldură... Că așa, oboseala, zgomotul ăla urban, dar toată lumea care trece, merge, vine, circulă, cu toată lumea în mișcare. Uh-huh. Și apoi umblatul ăsta cu mașina, de colo până colo, informațiile, stopajul, odihna, mâncatul, ascultatul. E un vacarm care zidește. Nu te întorci sfânt, dar te întorci folosit.